Dragi studenți, încă de la început v-am recomandat să citiți legislație bancară. Apoi, după ce am făcut primele cursuri și am intrat în această vacanță forțată, v-am trimis online materiale didactice și cu o parte dintre dumneavoastră am ținut legătura. Este foarte ușor să intrați și pe site-ul BNR, www.bnr.ro. Acolo să găsiți legislația bancară specială pentru instituții de credit. Și cu siguranță că până azi, o parte dintre dumneavoastră ați studiat ce este sistemul bancar, ce este intermedierea bancară. Eu v-am recomandat să intrați și pe site-ul Băncii Centrale Europene, pentru că mulți dintre dumneavoastră știu foarte bine engleza, este limba noastră de lucru în comunitatea europeană, și să încercați să descifrați mecanismele Uniunii Europene, mecanismul unic de supraveghere bancară, mecanismul unic de reglementare al sistemului bancar, mecanismul unic de rezoluție bancară și, nu în ultimul rând, schemele europene de garantare a depozitelor bancare, atât a depozitelor populației, cât mai ales a banilor care circulă prin sistemele de plăți europene. Astăzi vă prezint special operațiunile active și pasive, o clasificare a lor, o reflectare a lor în patrimoniul bancar și voi insista asupra activității de creditare, asupra tehnicii bancare. Mulți dintre dumneavoastră probabil că ați descoperit multe definiții despre tehnica bancară. Eu vă pot preciza că tehnica bancară presupune efectuarea operațiunilor bancare într-un mod documentat, cronologic, sistematic, pe baza normelor metodologice și a procedurilor bancare, în scopul cunoașterii în totalitate a activității financiar-bancare dintr-o instituție de credit. Bineînțeles că mulți dintre dumneavoastră ați citit și ați studiat multe lucrări despre sistemul bancar, despre bănci. Am avut și surpriza ca o parte dintre dumneavoastră să nu fi luat contact cu băncile, de aceasta v-am recomandat să intrați și pe site-ul băncilor să vedeți oferta de produse și servicii bancare. Și putem formula faptul că banca, în calitate de instituție de credit, poate fi considerată templul banilor și este o structură importantă a sistemului bancar. Revenind la sistemul bancar din România, care are un sistem piramidal, trebuie să facem precizarea că face parte din sistemul european al băncilor centrale, așa cum știți, de la 1 ianuarie 2007, când România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Deci ce este sistemul bancar? Vă reamintesc că sistemul bancar este format din totalitatea instituțiilor de credit, fiind organizat și supravegheat de Banca Națională a României, care controlează activitatea acestora, conduce politicile monetare, valutare și de credit ale statului în vederea coordonării activității de scont și rescont, de administrarea depozitelor bancare și de asigurarea creației monetare.
Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României, cu siguranță, este menținerea stabilității prețurilor, dar totodată Banca Națională supraveghează întregul sistem bancar, întreaga activitate a băncilor din România. Bineînțeles că, așa cum am vorbit și cu altă ocazie, cum v-am prezentat și la celelalte cursuri anterioare, băncile sunt intermediari financiari și principala lor activitate este de intermediere bancară. Ați văzut și dumneavoastră că sunt o serie de reclame, toată lumea întreabă și vă întreabă cu cine faceți banking, deci cu cine lucrați în activitatea dumneavoastră zilnică, fie că sunteți persoană fizică sau persoană juridică sau reprezentant al unei persoane juridice. Deci intermedierea bancară reprezintă totalitatea operațiunilor bancare, inclusiv serviciile de virament, demobilizarea disponibilităților bănești și deplasarea acestora sub formă de produse bancare, către diversi beneficiari, persoane fizice sau juridice. Intermedierea bancară realizează conexiunea între cererea și oferta de bani din cadrul pieței financiare. Intermedierea bancară presupune efectuarea serviciilor bancare care constituie principala formă de realizare a obiectului de activitate a instituțiilor de credit. Bineînțeles că datorită revoluției IT și datorită faptului că băncile sunt foarte bine dotate în ceea ce privește această tehnologie, mulți lucrează de acasă cu băncile, folosind un token, folosind această procedură a tehnologiei informatice informaționale. Prin urmare, nu mai insist asupra intermedierii bancare, pentru că v-am prezentat-o la cursurile anterioare și insist însă ca pe online să-mi transmiteți tema pe care v-am recomandat-o, studiul privind sistemul financiar și intermedierea financiară. V-am recomandat și observați și pe acest slide că aveți două adrese, fie adresa asociațiilor băncilor din România, fie intrați pe adresa Băncii Transilvania și găsiți sau pe altă sursă și găsiți manualul de educație financiară de unde puteți să vă documentați sau, bineînțeles, din lucrările didactice pe care eu vi le-am recomandat în bibliografia selectivă încă de la primul curs. V-am recomandat și legislație bancară, în special Ordonanța 99 pe 2006, aprobată prin legea 227 pe 2007, care de fapt este legea activității bancare. De ce v-am recomandat această ordonanță, această lege? Pentru că aici o să găsiți totul despre obiectul de activitate al băncilor. Și iată, sub această denumire de instituție de credit se mai regăsesc, pe lângă băncile comerciale, băncile universale de pe teritoriul României și Uniunea Europeană, se mai găsesc organizațiile cooperatiste de credit, instituțiile emitente de monedă electronică, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, băncile de credit ipotecar, sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine. V-am recomandat și vă recomand să intrați pe online și să ne transmiteți tema de seminar prin care eu v-am recomandat să studiați atât sistemul bancar cât și sistemul financiar global care este supravegheat atât de Banca Națională a României cât și de Asociația de Autoritatea de Supraveghere Financiară. O să vedeți care este diferența între piața de capital și toate celelalte instituții care sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și domeniul bancar care supraveghează numai operațiunile din sistemul bancar românesc și întregul sistem bancar care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării noastre.
Bineînțeles că banca este o instituție de credit cu vocație universală și când zic banca, de acum înainte o să mă refer numai la băncile comerciale din România care au vocație universală. Ce înseamnă o vocație universală pentru aceste bănci comerciale din România? Înseamnă că oferă toată gama de servicii bancare, de constituiri de depozite, oferte de credite, încasări, viramente, plăți, până la soluții de investiții, planuri de pensii private sau produse de asigurare. Strategia unei bănci universale este maximizarea profitului. Adică o bancă urmărește mereu să-și maximizeze volumul de afaceri derulate cu clienții băncii. De aceea, încă o dată, vă recomand să intrați pe site-urile băncilor comerciale din România și să vedeți oferta de produse, servicii bancare. Totodată, studiați și tehnica bancară derulată și recomandată prin procedurile bancare specifică fiecărei instituții de credit. Așa cum bine ați sesizat, în sistemul bancar există o serie de unități productive. Se numesc unități operative, filiale, agenții, sucursale, subordonate în cadrul unui sistem bancar privat. Totalitatea unităților operative din cadrul sistemului economic formează aparatul bancar. Și acesta este dat de locul și rolul băncilor în economie, care sunt strâns legate de calitatea lor de intermediari în relația economie-investiții, relație hotărătoare pentru creșterea economică. Cu alte cuvinte, știți și dumneavoastră că sunt oameni care au idei, știu să pună banii să lucreze pentru ei și pentru cei cu care se asociază și sunt o serie de oameni care fac economii, câștigă bani, dar nu mai au idei și nici nu au posibilități de dezvoltare antreprenorială, unii chiar nici nu se pricep să dezvolte un antreprenoriat și atunci caută un mijlocitor. Depun banii la bancă și banca, bineînțeles că oferă acești bani sub formă de produse bancare celor care știu cu adevărat să pună banii pentru o dezvoltare economică și durabilă. Deci instituția de credit este bancă comercială. Nu avem, deocamdată, cu excepția celor care v-am menționat mai sus, nu avem bănci specializate ca în țările dezvoltate din Uniunea Europeană, cum sunt băncile din Franța sau din Germania, super specializate pe un domeniu economic secvențial. Dar activitatea pe care o desfășoară băncile comerciale din România, majoritatea cu capital străin, după cum știți, singura bancă cu capital românesc 100% fiind CEC-ul și mai este încă o băncuță mai mică, Exim Bank, hai să zicem tot bancă, dar cu capital mai mic, restul sunt toate cu capital străin, toate însă, toate instituțiile de credit, toate băncile comerciale din România, desfășoară același gen de operațiuni care îl găsim în această ordonanță 99/2006, în legea activității bancare. Deci, principalele operațiuni, în general, sunt atragerea de disponibilități bănci, deschiderea de conturi la vedere și constituirea de depozite bancare în lei și în valută, contractarea de credite, operațiuni de factoring, scontarea efectelor de comerț, emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit, plăți și de contări, leasing financiar, transferări de fonduri, emiterea de garanții și asumarea de angajamente, tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu instrumente monetare negociabile, cu valută, cu metale prețioase și cu alte valori mobiliare, intermedierea amplasamentul de valori mobiliare și oferirea de servicii legate de acesta, administrarea de portofolii ale clienților numele și pe riscul acestora, custodia și administrarea de valori mobiliare, depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare, închirierea de casete de siguranță, consultanța financiar-bancară,
operațiuni de mandate și alte operațiuni. Mă opresc aici pentru că în ordonanța 99 pe 2006 le găsiți, sunt mult mai multe. Sunt enumerate la modul general, dar aceste operațiuni le putem grupa în operațiuni active și pasive ca să găsesc în patrimoniul băncii și bineînțeles că cea mai mare parte, conform legii activității bancare, aceste operațiuni în totalitatea lor nu se facturează. Trebuie să facem totuși o mențiune că există o serie de servicii, cum sunt serviciile privind închirierea de casete de siguranță, cum sunt serviciile privind transportul valorilor, a banilor dintr-un loc sau altul, care încă mai se efectuează de bănci, aceste servicii se facturează și banca trebuie să verse TVA-ul corespunzător statului. Așa cum vă spuneam, operațiunile active și pasive, pe care o să insistăm în continuare, se regăsesc în patrimoniul bănci. Așa cum știți din noțiunile dumneavoastră de contabilitate și eu v-am recomandat să revedeți bazele contabilității, să revedeți toate noțiunile de contabilitate care le-ați asimilat în cei 3 ani de facultate, pentru că aveți nevoie să înțelegeți acest curs privind tehnica operațiunilor, tehnica bancară, tehnici bancare și înregistrarea operațiunilor active și pasive. Prin urmare, aceste operațiuni active și pasive se regăsesc atât în activul bilanțului cât și în pasivul bilanțului. Iată, drepturile patrimoniale care formează și reprezintă o latură activă a unei bănci se structurează în patrimoniul de activ astfel, în 2 grupe mari, active circulante și active imobilizate. În categoria activelor circulante, pe care le găsim în activul bilanțului, în postul de bilanțiere, putem să scoatem o serie de informații despre numerarul din casierie din ATV-uri și ASV-uri, disponibilitățile din conturi de la BNR și din alte instituții de credit. Avem informații pentru analiza economico-financiară a băncii despre titlurile de natura celor achiziționate pentru a fi vândute. E vorba de titluri de achiziție, plasament, investiții, despre tranzacție cu valori din aur, metale prețioase, pietre prețioase și, bineînțeles, și despre materialele consumabile, pentru că procesul bancar își desfășoară activitatea exact în parametrii în care se desfășoară o activitate comercială din România. Avem informații despre creditele bancare, despre toate produsele bancare și, bineînțeles, despre creanțele atașate, dobânzile de încasat și alte sume de încasat. În categoria activelor imobilizate se regăsesc în posturile bilanțiere informații despre credite subordonate și aici, dacă studiați, o să vedeți că sunt credite subordonate pe perioadă limitată sau pe perioadă nedeterminată. Avem informații despre imobilizări necorporale și corporale. E vorba de mijloacele fixe și tehnologie foarte scumpă pe care banca o folosește în sistemul bancar. Și nu în ultimul rând, avem și informații despre creanțe din operațiuni de leasing. Informațiile necesare managementului activității bancare. Majoritatea băncilor au externalizat aceste operațiuni de leasing, dar încă mai sunt bănci în România care efectuează aceste operațiuni. În pasivul bilanțului avem sursa de formare a componenței materiale, sursele cu care lucrează banca. Și în primul rând, banca lucrează cu banii acționarilor, capitalul social. Apoi, la capitalul social se adaugă primele de capital atunci când AGA, Adunarea Generală a Acționarilor, hotărăște să emită noi acțiuni pentru a
mări capitalul social, rezervele de capital și datorii, iar la datorii se regăsesc în primul rând cele mai multe datorii către populație, către creditorii băncii. Creditorii băncii, bineînțeles că sunt în primul rând persoane fizice și juridice care constituie depozite și conturi curente. De asemenea, pentru aceste depozite, banca trebuie să plătească această dobândă pasivă, dobânda datorată. Tot în patrimoniul de pasiv regăsim împrumuturi pe care o bancă le face fie de la Banca Națională prin operațiunea de lombardare, fie de la alte instituții de credit și, nu în ultimul rând, avem datorii către bugetul statului, către salariații băncii și mai ales către cei care cumpără obligațiuni sau alte titluri emise de către bancă pe perioade scurte pentru atragerea de disponibilități. Deci toate aceste operațiuni de care am vorbit până acum le-am structurat în patrimoniul băncii ca fiind operațiuni active și pasive. Ele le regăsim în bilanțul bancar, în bilanțul contabil, care se încheie odată pe an, pe exercițiu financiar, așa cum știți, dar din punct de vedere tehnic trebuie să vedem cum se prezintă aceste operațiuni active și pasive în activitatea de zi cu zi a băncilor, a unităților operative și cum se înregistrează acestea în documente primare și apoi, bineînțeles, în conturile de activ și pasiv ale băncilor. Deci, așa cum vă spuneam mai înainte, constituirea depozitelor este principala activitate privind intermedierea bancară pe care o fac băncile ca să dispună de resurse și ca să fie în poziția de a oferta mereu către diversi clienți produsele bancare. Deci depozitul este suma de bani încredințată unei instituții de credit în următoarele condiții. Să fie rambursată în totalitate, cu sau fără dobândă, la cerere ori la termen, la termenul convenit în convenția de depozit sau în contractul de depozit pe care îl încheie cu banca. Să nu se refere la transmiterea proprietății, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garanții. Și bineînțeles că se constituie de regulă din depunerile de bani ale clientelei contra unei dobânzi pe care banca o plătește persoanei fizice sau juridice care are bani la vedere sau la termen la bancă. Deci, cu alte cuvinte, depozitele sunt de două feluri, depozite la vedere și depozite la termen. Depozite la vedere sunt banii pe care clientul îi are la dispoziție și din care poate face trageri pentru a efectua diferite plăți în orice moment. De aceea nici nu sunt remunerate cum trebuie. De regulă, băncile dau o dobândă foarte mică sau chiar uneori inexistentă. Adică nu dau nicio dobândă. Și depozite la termen sunt depozite care sunt negociate cu banca de la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, la un an și mai mult, pentru care banca plătește o anumită dobândă. Pot să vă spun că în momentul de față nu prea sunt atractive aceste dobânzi. De aceea este recomandat să puneți banii să muncească pentru dumneavoastră în altă formă. Dar asta e altă poveste și o să o discutăm la seminar sau pe platforma online. Depozite de bani, așa cum vă spuneam, sunt depuse la bănci pe baza unei contract sau pe baza unei convenții de depozit și în care este prevăzută dobânda negociată și mai ales termenul când se rambursează. Este foarte important să știți că dacă scoateți banii în data în care, în ziua în care ați constituit depozitul, banca nu vă ia comisiuni. Dar atenție, trebuie foarte bine să citiți acest contract de depozit pentru că aveți surprize cu privire la anumite comisioane
Și e mai bine să știți din capul locului ce vă așteaptă, că s-ar putea să scoateți mai puțin bani decât ați depus. Deci dobânda negociată poate fi sau nu capitalizată în funcție de contractul încheiat cu banca. Bineînțeles că această dobândă, care se numește dobândă de pasiv, este convenită de mulți clienți să fie introdusă în capitalul inițial și atunci banca calculează dobânda atât la capitalul inițial cât și la dobândă, se calculează dobândă la dobândă, ceea ce e benefic pentru deponent. Noul cont de depozit este egal cu valoarea inițială plus dobânda acumulată după expirarea primului termen. Dacă dobânda nu se capitalizează, atunci banca imediat introduce banii în cont la vedere. Toate aceste lucruri, specialistul băncii trebuie să le precizeze clientului chiar din momentul negocierii depunerii banilor la bancă. Și bineînțeles că multe bănci fac acest lucru și sunt de multe ori foarte atrase de faptul că unii clienți aleg să depună banii la această bancă. Dintre operațiunile pasive, trebuie să menționăm rescontarea și lombardarea. Rescontarea este împrumutul de refinanțare dat de BNR în schimbul cedării de către aceasta a portofoliului de efecte de comerț, iar prin rescontare banca achită către BNR rescontul plus comisioanele aferente. Operațiunea de efectuare a rescontului este similară cu a scontului, scontul fiind calculat ca orice altă dobândă a unui credit. Se numește agio, operațiunea care conține atât scontul plus și comisionul aferent băncii, prin care banca virează Băncii Naționale a României ceea ce îi se cuvine, pentru că a pus la dispoziția ei o anumită sumă de bani. Dacă rescontarea are la bază efectele de comerț, și aici v-am dat să studiați biletul la ordin, trata și alte efecte de comerț. Deci lombardarea este o operațiune prin care băncile comerciale obțin un credit pe termen scurt de la BNR, credit obținut în schimbul însă a cedării portofoliului de efecte publice. Efectele publice sunt certificatele de trezorerie, bonuri de tezaur și alte instrumente financiare prin care statul își echilibrează bugetul pe anumite perioade de timp. V-am spus și mai înainte, când am discutat despre modul cum se reflectă în capitalul bancar, cum se reflectă în patrimoniul bancar, în activul bilanțului, capitalul băncilor, v-am spus că băncile folosesc în operațiunile lor, în procesul bancar, banii acționarilor. Banii acționarilor se reflectă în capitalul social. Deci o bancă se înființează cu o anumită sumă de bani. Dacă o căutați în normele metodologice pe care le găsiți pe site-ul BNR, o să vedeți că suma de pornire este de 5 milioane de euro. Atenție! Nu e de ajuns să aveți 5 milioane de euro ca să înființați o bancă. Bineînțeles că dumneavoastră, în calitate de cursanți la economia comerțului, turismului și serviciilor, urmăriți fie să vă angajați într-o bancă, fie să vă dezvoltați propria dumneavoastră afacere, să deveniți antreprenori. Ar fi foarte frumos să puteți să înființați o bancă, dar sunt mulți milionari în euro care ar dori să facă acest lucru și nu reușesc, pentru că mai sunt și alte condiții care țin de autorizarea pe care o dă Banca Națională a României, și o să le discutăm în mod special pe platforma online la seminar. Deci aportul la capitalul social este constituit numai în numerar de către acționarii evidențiat în registrul acționarilor. Tot în capitalul propriu intră și rezervele
care reprezintă o componentă distinctă și importantă a capitalului proprii, constituindu-se din profitul brut și din cel net, după caz, din primele de capital și din diferențele din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale. Primele de capital sunt o altă componentă care intră și măresc capitalul bancar. Sunt sume de bani pe care trebuie să le plătească cel ce cumpără, cel ce fuzionează sau cel ce aportează o miză socială. Cumpără acțiuni la o instituție de credit. Și de asemenea, v-am recomandat și revin asupra temei de seminar pe care să ne-o transmiteți pe platforma online, Convenția de la Basel privind indicatorul de adecvare a capitalului bancar, și trebuie să studiați recomandările Basel 1, Basel 2, Basel 3 și o să vedeți cum se calculează indicatorul de adecvare a capitalului bancar, cum acest comitet de la Basel recomandă tuturor băncilor din Uniunea Europeană să-și mărească capitalul bancar în așa fel încât în crize financiare să facă față tuturor efectelor și tuturor fenomenelor financiare care apar în defavoarea băncilor în aceste perioade. Despre operațiuni pasive o să mai discutăm pe viitor în anumite teme de curs. O să insist în continuare să vorbesc despre operațiuni active și, așa cum vă spuneam la începutul cursului, o să insist în această perioadă, în această parte a cursului, asupra tehnicii de creditare. În operațiunile active ale unei bănci, ale unei instituții de credite, sunt cuprinse numerarul în casierie și alte valori, numerar și rezerve în depozite la BNR, titlurile, creditele și activele corporale și alte active, așa cum le-am precizat și în discuția pe care am avut-o mai înainte cu dumneavoastră, în ceea ce privește activele din patrimoniul bancar și care se regăsesc în posturile bilanțiere din activul bilanțului. Nu putem să vorbim despre tehnica creditării bancare fără să facem câteva precizări despre credit. Toată lumea vorbește despre credit ca despre un produs deosebit de complex. Și așa este. Dar trebuie să reținem că acest produs este asemănător altor produse imateriale și reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. Este definiția cea mai scurtă. De fapt, creditele bancare, așa cum vă spuneam, sunt produse imateriale oferite clienților care dețin ponderea cea mai mare în totalul activului bilanțier. Deci creditul reprezintă operațiunea prin care o persoană, fizică sau juridică, ia în stăpânire imediat o sumă de bani în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, însoțită de plata unei dobânzi ce remunerează pe creditor pe o anumită perioadă de timp. Și e bineînțeles că o să ne mai referim la acest produs bancar și mai ales la elementele creditului, care sunt hotărătoare în ceea ce privește tehnica bancară. Atunci când vorbim despre acest produs pe care banca în calitate de creditor îl oferă persoanelor, trebuie să ținem cont în activitatea noastră a celor care vrem să lucrăm într-un sistem bancar, mă refer la dumneavoastră acum, că la baza întregii activități de creditare stau o serie de principii. Și aceste principii, le observați și dumneavoastră, sunt prudența bancară, credibilitatea, respectarea destinației creditului, analiza economico-financiară a împrumutului, respectarea formei contractuale, garantarea creditului și, nu în ultimul rând, controlul creditului. Toate aceste principii
se găsesc în tehnica de creditare, în fiecare etapă prin care se instrumentează un dosar de credit și prin care se parcurg anumiți pași pentru ca solicitantul de credite să intre în suma banilor pe care și-a dorit să aibă de la această bancă. Începem cu prudența bancară. Trebuie să spunem din capul locului că băncile sunt foarte prudente în a acorda bani. Ați observat și dumneavoastră în media și ați auzit o serie de discuții despre faptul că băncile nu prea sunt de acord cu anumite reglementări pe care statul român dorește să le ia în favoarea consumatorilor la un moment dat. Și pe bună dreptate zic eu că face pentru că trebuie să apere în primul rând banii populației, banii celor care vin cu încredere la bancă și depun acești bani pentru diferite ocazii să îi retragă ulterior și nu în ultimul rând sunt banii acționarilor, celor care au depus banii acolo și bineînțeles că trebuie să-și ia înapoi la un moment dat. Deci cu alte cuvinte, știm foarte bine că prudența bancară e o regulă fundamentală ce încaracterizează întreaga activitate a unei bănci. Banca acordând credite și emițând anumite garanții bancare, întotdeauna poate fi într-o situație de risc. Poate să nu mai ramburseze banii celor care au depus depozitele la bancă, celor care au adus bani la bancă și, bineînțeles, să intre într-o stare de rezoluție bancară. Creditele plasate, scrisurile de garanție bancare emise și toate serviciile bancare se efectuează după o analiză temeinică a clienților, mai ales o analiză și cu privire la etica în afacerea acestora. Băncile trebuie să verifice și să urmărească credibilitatea solicitanților de produse bancare și mai ales să verifice serviciul datoriei. Despre serviciul datoriei a unui client o să discutăm în viitor. Al doilea principiu și nu atât de simplu este credibilitatea. De ce zic că nu e atât de simplu? Pentru că băncile din start, din prima înfățișare cu clientul, încep să fie oarecum suspicioase cu privire la activitatea clienților și încep o anumită chestionare din punct de vedere moral și mai ales din punct de vedere al eticii în afaceri. Deci credibilitatea reprezintă suportul moral, elementul psihologic, esențial, fără de care creditul nu poate exista. Deci credibilitatea presupune cunoașterea clientului printr-o permanentă activitate de informare și documentare, pentru formarea convingerilor cu privire la calitățile morale și profesionale ale conducătorilor societății, ale clientului, și mai ales ale colaboratorilor acestora, ale salariaților lor, reputația privind calitatea produselor pe care le oferă, serviciile furnizate, relațiile cu partenerii, situația patrimonială și financiară. Putem spune că întreaga evoluție umană a avut la bază încredere. Și, într-adevăr, băncile, dacă își pierd încrederea, își pierd și clienții. Au fost în diferite perioade de timp, care s-au scurs în ultimii 30 de ani, diferite falimente bancare de răsunet și s-a dovedit faptul că dacă pleacă un client de la o bancă, pleacă 5, după aceea pleacă 10 și banca, dacă își pierde creditorii, trebuie să ajungă într-o stare de rezoluție bancară și este mai greu să-și mai desfășoare activitatea, bineînțeles că în final fie fuzionează cu altă bancă, fie dă faliment.
Deci băncile se informează foarte bine asupra clienților care solicită credite. De aceea spunem că tehnica de creditare uneori este o artă, o artă pe care o stăpânesc foarte bine specialiștii bancari, iar informarea acestora se face asupra cererii solicitantului de credit, care începe încă din prima etapă a procesului de creditare. În acest moment, banca poartă o discuție cu solicitantul, în urma căreia reprezentantul creditorului trebuie să primească răspunsul credibil la anumite întrebări. Odată cu primirea cererii de creditare, banca culege date de la biroul de credit, care e o instituție specială înființată, la centrala riscului de credit și la centrala incidentelor de plăți. După prima etapă, urmează după aceea ca banca să solicite clientului o serie de anexe pentru a se documenta mult mai bine. Deci solicită dovada existenței spațiului de desfășurare a activității, bineînțeles, ultimele trei balanțe de verificare însoțite de declarații fiscale, ultimul bilanț contabil, situațiile analitice ale creanțelor și datoriilor, planul de afaceri și cash flow, fluxul de numerar derulat prin bancă, situația cu garanțiile și asiguratorii și alte documente. După ce a primit aceste documente sau între timp, banca solicită date de la centrala riscului de credit. Centrala riscului de credit cuprinde următoarele fișiere. Fișierul central al creditelor, care conține informații de risc de credit raportate de bănci, fișierul creditelor restante, care conține informații despre riscul de credit și despre creditele nerambursate la scadență, fișierul de grupuri, care conține informații despre persoanele juridice care sunt organizate în grup pentru a desfășura activități și care la fel au avut conflicte de afaceri bancare cu băncile, și nu în ultimul rând fișierul fraudelor cu carduri, care conține în special fraudele cu carduri, fraude care care sunt săvârșite în special de persoanele fizice. Centrala incidentelor de plăți are două fișiere, fișierul național de incidente de plăți, care conține trei componente, fișierul național de cecuri, fișierul național de cambii, fișierul național de bilete la ordin și fișierul național al persoanelor cu risc, care este alimentat automat din primul fișier. Toate aceste date, precum și datele de la biroul de credite, sunt date hotărătoare pentru bancă în a continua sau nu să solicite de la client și alte date pentru a îl pune în posesia banilor de care are nevoie, fie un credit de consum dacă este persoană fizică, fie un credit de investiție, fie un alt credit pentru a-și dezvolta afacerile antreprenoriale. O să trecem la următorul principiu de creditare și o să vă prezint faptul că acest principiu, care se numește analiza economică și financiară a clientului, se bazează pe documente contabile. Și de aceea, dumneavoastră, trebuie să știți foarte bine contabilitate financiară dacă doriți să ajungeți în poziția de ofițer de credit sau de un analist de credite sau un administrator sau orice alt specialist într-o bancă, pentru că de această analiză economico-financiară și de analiza riscurilor depinde dacă comitetul de credite acordă sau nu creditul solicitat de persoana respectivă. Continuăm cu partea a doua a cursului,
și cu principiile tehnicii de creditare. Ne spuneam că analiza situației economico-financiare a clientului decurge din necesitatea instituției de credit de a cunoaște toate elementele ce stau la baza deciziei de creditare. Efectuarea analizei economico-financiare de ansamblu constă în determinarea indicatorilor care caracterizează bunitatea clientului, prin care banca se asigură că debitorul are capacitatea de a-și susține serviciul datoriei. Ce înseamnă serviciul datoriei? Serviciul datoriei este, de fapt, capacitatea clientului de a-și achita toate datoriile către creditorii săi și, bineînțeles, că dacă achită impozitele la stat, dacă își plătește furnizorii și alte datorii, este în poziția de a-și achita și datoriile față de bancă. Dar dacă în balanța de verificare constatăm că sunt o serie de restanțe, atât la plata TVA-ului, atât la alte plăți către diversi creditori, atunci se ridică un semn de întrebare și clientul respectiv va fi depunctat. În ceea ce privește persoanele fizice, unele bănci efectuează un anumit scor pentru un punctaj al situației financiare acestora, pentru că sunt persoane fizice cu venituri precare și sunt persoane fizice care au venituri din diferite surse și scorul respectiv le califică ca să poată să-și ia un credit așa cum doresc, o anumită sumă de bani. Deci ce este scoringul? Scoringul, pe lângă informațiile privind veniturile solicitanților și codebitorilor, valoare, sursă, destinația creditului și alte rate la credite pe care solicitantul le are, descoperiri de carduri sau întârzieri la plată, cuprinde informații referitoare la datele personale despre solicitant, adică starea civilă, numărul de membri ai familiei, cheltuielile personale și ale familiei în general, dacă este chiriaș sau dacă este întreținut de părinți, de asemenea date privind încadrarea în muncă. Este foarte important întreprinderea la care lucrează viitorul debitor al băncii, clientul băncii, pentru că în măsura în care ajunge șomer nu va mai putea să-și restituie creditul și banca va înregistra un nou credit nerambursat la scadență. Aceste informații formează profilul de risc al solicitantului determinat pentru obținerea aprobării financiare pentru un credit. Deci pe baza datelor furnizate de către client se va decide de către bancă profilul de risc al clientului, portretul robot al acestuia dorit de bancă. Și v-am rugat și cu altă ocazie și vă rog și cu această ocazie să întocmiți un buget de venituri și cheltuieli pentru familia dumneavoastră. V-am spus, de fapt, la cercul financiar Eugeniu Carada, pe care unii dintre dumneavoastră îl frecventați, că dacă vă obișnuiți să întocmiți un buget de venituri și cheltuieli personal, atunci veți putea să puneți și o serie de bani deoparte, bani care după aceea, în anumite poziții sociale pe care le veți avea în societate, îi puneți să lucreze pentru dumneavoastră, de ce nu chiar pe piața de capital. Un alt criteriu, un alt principiu care este bine precizat în activitatea de creditare, în tehnica creditării, este acest principiu referitor la analiza indicatorilor utilizați în determinarea bonității persoanelor juridice. După cum am observat, la persoane fizice e mai simplu, se prezintă un scor pentru a se califica persoana respectivă cu un anumit procentaj, cu un anumit procent să poată să ia un credit. Trebuie spus aici că băncile țin foarte mult la faptul că oricât ar insista un client să ia un credit cu o sumă mai mare, nu poate să ia decât până la cel puțin o treime din veniturile pe care le
precizează băncile, mai sunt anumite bănci care fac o politică agresivă de acordare a creditelor și acordă credite până la o jumătate din veniturile realizate de o persoană fizică, dar nu este în regulă, mai ales în aceste perioade grele prin care trece societatea umană în general. Indicatorii economico-financiari pe care vi-i prezint acum, de fapt, sunt cei mai importanți pe care banca îi calculează la prima vedere pe baza bilanțului contabil, pe baza balanței de verificare pe care o solicită de la client. Se referă la rata curentă a lichidității, care se calculează ca raport între active curente și pasive curente, în procentual trebuie să fie mai mare decât 1. Marja de exploatare, care se calculează ca raport între profitul de exploatare și cifra de afaceri, la fel trebuie să fie real pozitiv. Marja netă, care se calculează ca raport între profitul net și cifra de afaceri. Gradul de îndatorare, prin care ne dăm seama de datoria clientului, de serviciul datoriei, capitalul împrumutate raportat la active totale. Așa se calculează rotația activelor curente, care se referă de fapt la cifra de afaceri a clientului, și rotația activelor curente se calculează ca raport între cifra de afaceri și active curente. Rotația stocurilor, care de fapt se calculează ca raport între costurile de exploatare ale activității de bază, ale cifrei de afaceri, supra stocurii medii. Toți acești indicatori sunt hotărâtori în a determina banca să acordă un credit unei persoane juridice. Pe lângă acești indicatori, banca calculează, unele bănci calculează și un rating de credit prin care analizează capacitatea morală a antreprenorului și situația economico-financiară a acestuia pe piață, dar despre ratingul de credit cu altă ocazie, într-un curs viitor. Un alt principiu în etapele de creditare privind tehnica creditării, privind acordarea unui credit bancar unei persoane, este respectarea formei contractuale. De fapt, de acest principiu depinde seriozitatea și moralitatea celor două părți implicate în contractul care va fi încheiat între cele două părți, contractul de credit care, conform legii activității bancare, în speță legea 227/2007, este titlul executor. Adică ce înseamnă asta? Banca nu mai trebuie să apeleze la ordonanțe judecătorești, ci pur și simplu trimite ordonatorii de credite și executorii de credite să recupereze creditul, să recupereze de fapt garanția asiguratorie acolo unde mai este, ca să-și recupereze creditul acordat. Deci operațiunile de creditare ale societăților bancare sunt consemnate în documente contractuale din care rezultă termenii și condițiile tranzacției bancare. Acest credit va fi supus aprobării comitetului de credit și apoi se va încheia, așa cum am precizat, un contract de credit. La contractul de credit se adaugă o serie de anexe, acte adiționale, în care sunt consemnate garanțiile asiguratorii, sau în aceste acte adiționate mai sunt consemnate și anumite reeșalonări ale creditului, dacă banca renegociază împreună cu clientul aceste credite. Și în această perioadă grea prin care noi trecem, o să observăm foarte multe acte adiționale la contractul de credit, mai ales că mulți dintre antreprenori și-au închis porțile, și-au închis afacerile și sunt în imposibilitatea de a-și achita ratele și dobânzile în perioada imediat următoare. Un alt principiu este respectarea destinației creditului. Este foarte important și vă spuneam în ora precedentă că băncile se bazează foarte mult pe aspectul moral al antreprenorilor, al persoanelor fizice și juridice în afaceri. Respectarea destinației creditului constă în aceea că debitorul are obligația de a utiliza creditul în concordanță cu scopul pentru care a fost acordat și totodată dă dreptul băncii de a urmări respectarea modului de utilizare.
Banca poate întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea de către client a unui credit aprobat, în cazul în care clientul a încălcat condițiile contractuale de credit sau în cazul în care situația economico-financiară acestuia nu mai asigură condiții de rambursare și deci contractul de credit fiind titlul executoriu, banca îl execută imediat pe client. Personal am fost pus într-o asemenea situație când am dat un credit destul de mare și era într-o perioadă când nu era Uniunea Europeană, deci în jurul anilor 2000, am intrat în Uniunea Europeană, așa cum v-am spus, cu 1 ianuarie 2007, când clientul respectiv a fost foarte credibil la prima vedere, dar dintr-o informație pe care a adus-o în bancă un salariat de-al nostru, stătea în zona respectivă, omul își cumpărase dita mai mașină și se pregătea să plece peste hotare și bineînțeles că nu mai în veci nu mai restituia creditul respectiv. Au fost perioada aceea în care băncile erau mult mai darnice cu clienții, dar și clienții, unii dintre ei, erau foarte neserioși și dădeau adevărate tunuri, așa se numeau băncilor, folosind chiar instrumente de plată cu descoperire de numerar și de aceasta este foarte important acum ca băncile să solicite informații de la Centrala Incidentelor de Plăți, așa cum am observat, ca să verifice care a fost istoricul persoanei respective în utilizarea instrumentelor de plată. Am un prieten care dorește din tot sufletul să ia un credit acum la o bancă, e antreprenor, dar nu poate pentru că înainte de a plecat în străinătate, a pierdut cardul, a uitat de el, era descoperire de card, în urmă cu 15 ani, e în baza de date, a fost ras de la biroul de credit, dar e în baza de date a băncii respective și l-au găsit și au zis să mai analizeze, să vadă dacă îi dau sau nu. Bineînțeles că banii respectivi nu sunt mulți, dar au făcut în continuare, s-au penalizat cu dobânzi penalizatoare și iată cât de importantă este relația între client și bancă și istoricul clientului respectiv să verifică foarte, foarte dur de către bănci, mai ales în perioada respectivă, în perioada de astăzi. Un alt principiu este garantarea creditului. Deci debitorul trebuie să respecte principiul acesta al garantării creditului. Tehnica acreditării, spuneam că este o artă, dar indiferent cât de pregătit este specialistul bancar, tot îi mai scapă câte ceva, fie managerului de risc, fie celui care face analiza economico-financiară a dosarului respectiv pe baza documentelor contabile și atunci de bază sunt garanțiile pe care persoana fizică sau juridică le aduce băncii. Garanțiile sunt reale sau garanții personale. Deci orice credit bancar acordat de bancă va fi garantat cu bunuri mobile și imobile, precum și alte valori aflate în patrimoniul solicitantului. Aceste garanții sunt stipulate în contracte de garanție care sunt anexe la contractul de credit semnat de debitor, coplătitor sau de giranți după caz. Este foarte important să, ca și specialist de bancă, să informezi foarte bine clientul și să-i spui, domnule, citește foarte bine contractul de credit. Atenție ce garanții aduci în băncii, pentru că mulți își aduc apartamente și aduc case, au câte 3-4 copii de crescut și atunci menirea specialistului de bancă este să-i atragă atenția și mai ales măsura în care băncile văd că acest client este la limita scorului în a se califica pentru a obține un produs bancar, solicită și un coplătitor. Ce este coplătitorul? Este, de fapt, prietenul sau ruda care este de acord să gireze, să plătească el în locul persoanei respective dacă se întâmplă ceva. De regulă, coplătitorii sunt părinții. În afacerile pe care le dezvoltă tinerii, mai ales în aceste start-up-uri, am văzut că foarte mulți tineri au coplătitori. E și normal să fie așa, dar de multe ori unii părinți trebuie atenționați și ei, pentru că este foarte, foarte greu să plătești anumite rate
care se adună fără să ai o anumită educație financiară, cazi într-o anumită capcană tu în calitate de coplătitor. Așa că mai bine în calitate de specialist bancar, în calitate de specialist, ceea ce veți deveni dumneavoastră, e bine să solicitați de la clienți să se încadreze în ceea ce le spuneți dumneavoastră și să-i puneți de două ori să citească contractul de credit și după aceea să le aprobați creditele. Controlul creditului bancar acordat este un principiu la fel de important ca și celelalte și acesta se efectuează după ce clientul a intrat în posesia creditului, după ce clientul a început să-și dezvolte afacerea pe baza creditului respectiv, a fost cam neglijat de către bănci în ultima perioadă de timp, dar am înțeles dintr-o anumită documentare că se revine însăși la consilierea clienților. Dacă înainte verificarea garanției creditului, verificarea creditului acordat se făcea lunar, după aceea s-a făcut semestrial și iată acum au revenit băncile și acolo unde este cazul verifică cum s-au investit banii într-o afacere sau chiar se verifică banii care au fost date persoanelor fizice sub forma creditului de consum, chiar în perioade mai scurte, de la o lună la trei luni. Deci banca are dreptul să controleze respectarea de către client a condițiilor stipulate în contractul de credite, să verifice situația economică și financiară a acestuia, să constate existența și buna conservare a garanțiilor pe durata împrumutului. Nerambursarea la termen a ratelor prevăzute în contractul de credit atrage după sine plata de dobânzi penalizatoare, precum și declanșarea procedurilor de executare silită a debitorului. Iată, insist asupra acestor proceduri de executare silită pentru că am observat că în economia națională există un procent destul de mare al creditelor nerambursate la scadență și băncile cam neglijează acordarea de credite pentru că de regulă debitorii nu respectă destinația creditului și constată că banii au fost folosiți și în alte scopuri. Toate aceste principii pe care le-am enumerat și care țin de instrumentarea unui dosar de credit fac parte din această tehnică a creditării și mergând pe elementele specifice ale creditării bancare, o să vă dați seama în continuare cât de importantă este operațiunea de creditare și cât de bine trebuie să fie însușită de dumneavoastră ca viitor specialiști ai băncii. Prin urmare, elementele creditului sunt următoarele. În primul rând, subiecții raportului de credit, destinația și volumul creditului, schimbul în timp și promisiunea de rambursare, scadența creditului și prețul creditului. Subiecții, așa cum v-ați dat seama, sunt creditorul întotdeauna la un credit bancar, este banca. Și debitorul, persoana juridică, populația sau statul. Acceptarea unui client de către o bancă se face în funcție de capacitatea acestuia de rambursare a creditului, prezentă și viitoare, așa cum vă spuneam mai înainte, de serviciul datoriei. Un client vechi e mai simplu de analizat, pentru că se vede serviciul datoriei prin operațiunile pe care le-a desfășurat prin conturile de la bancă, prin cash flow derulat prin bancă, dejurajul prin conturile bancare a încaselelor și plăților. Clientul nou însă trebuie analizat pentru a se observa integritatea sa morală și situația sa financiară și bineînțeles că trece prin această analiză economico-financiară și se stabilește un scor pentru fiecare persoană care solicită credite. Destinația și volumul creditului este foarte important, așa cum vă spuneam și mai înainte,
să precizați fie persoane fizice, fie persoane juridice, în funcție de cifra de afaceri pe care o derulează, în funcție de bonitatea care o arată, adică indicatorii economico-financiari calculați de dumneavoastră, să ia o anumită sumă de bani și eventual îi promiteți că în măsura în care lucrurile merg bine, afacerea se dezvoltă, o să beneficieze de un alt credit și poate în condiții mult mai bune. Deci destinația creditului trebuie să fie bine definită atât de client cât și de instituția de credit și consimțită de părți prin contractul de credit. Contract de credit care conține, așa cum spuneam, obligațiile contractuale, drepturile și obligațiile atât ale creditorului cât și ale debitorului. Obiectul creditului trebuie să fie legal, să aibă legătură cu activitatea curentă a persoanelor juridice. De multe ori le spuneam persoanelor fizice care solicitau un anumit credit că e bine să ia banii și să-și dezvolte persoane fizice care aveau atât activitate curentă în un anumit domeniu, cât și idei de afaceri, că e bine să-și dezvolte întâi afacerile și apoi să imobilizeze banii în anumite obiecte care nu erau neapărat necesare în activitatea dumnealor. Deci volumul creditului este determinat întotdeauna la persoane fizice de salariul pe care îl are la un moment dat și la persoane juridice de indicatorii de bonitate. Schimbul în timp și promisiunea de rambursare este un element esențial în activitatea de creditare, este un element esențial a creditului. Schimbul în timp înseamnă separarea printr-un interval de timp a momentului acordării unei sume de bani de către instituția de credit de cel a restituirii acestuia de către debitor. Iar promisiunea de rambursare este de fapt angajamentul moral al debitorului de a restitui la scadență valoarea împrumutului, de a plăti dobânda. Dobânda, așa cum știți, este fiind prețul creditului. Ea presupune risc și necesită angajarea unei garanții. Această promisiune. Deci garanțiile pot fi personale sau reale, așa cum vă spuneam și mai înainte, după caz. Scadența. Scadența este foarte important. Se vorbește foarte mult de o perioadă de grație pe care băncile doresc să o acorde în această perioadă anumitor persoane și știți și dumneavoastră, datorită acestor situații deosebite prin care trec anumiți antreprenori, băncile au fost de acord să amâne la plată ratele scadente în următoarele 2-3 luni până la 9 luni. Dar nu s-a pus încă de acord și încă nu este clar în ce termeni. Perioada de grație presupune ca pe o anumită perioadă banca să amâne ratele la scadență, dar clientul să-și plătească dobânda. Deci dacă un client își ia un credit astăzi, o să înceapă să plătească ratele peste 9 luni, dar dobânda o plătește lună de lună. Ceea ce se dorește este ca statul să suporte această dobândă și în perioada asta grea prin care trece țara să nu fie plătită dobânda de către clienți, iar clienții să-și plătească ratele peste 9 luni, peste un an sau când se hotărăște prin acea ordonanță hotărâre de guvern, pentru că eu nu am studiat-o. Deci cadența se înscrie în contractul de credit și diferă în funcție de client. Variază de la 24 de ore pentru instituții financiare, în cazul pieței interbancare, până la diferite perioade, zile, luni, ani, după caz, pe termen scurt, mediu sau lung, după cum este dat creditul. Există acele scadențe overnight, de peste noapte, prin care băncile se împrumută între ele și aceste scadențe sunt formale între bănci pentru a se salva dintr-o anumită stare financiară firească prin care trece o bancă de pe zi pe alta.
Prin negociere, în anumite situații, așa cum spuneam, în contractul de credit, se poate stabili ca rambursarea creditului să se facă și cu o perioadă de grație. Și cum spuneam, în perioada de grație, clientul plătește numai dobânda, ratele le plătește după expirarea perioadei de grație. Deci foarte important în negocierea creditului este prețul produsului bancar, prețul creditului. Și așa cum știți, prețul creditului se numește dobândă. Este, de fapt, dobânda activă nominală care se reflectă în veniturile băncii, în cifra de afaceri. Și reprezintă o caracteristică a creditului, constituie, de fapt, chiria pe care o plătește debitorul băncii pentru dreptul care îi se acordă de a folosi capitalul împrumutat. Eu am mai spus și cu alte ocazii că acest produs, creditul bancar, imaterial, fără gust, fără miros, diferă ca orice alt, diferă față de orice alt produs de pe piață pentru că trebuie să-l dai înapoi. Orice alt produs pe care îl cumperi, e dat un preț și al tău. Aici nu. Ai dat un preț, îl folosești și mai dai și înapoi. Cuantificarea dobânzii se realizează prin utilizarea ratei dobânzii. Această posibilitate de cuantificare este foarte greu de înțeles de către clienți. Aceasta este formată din marja fixă stabilită de instituția de credit, care acoperă riscul băncii și care rămâne întotdeauna la latitudinea Consiliului de Administrație și în funcție de strategia băncii se stabilește această marjă fixă, de fapt, în funcție de negocierea pe care o face clientul cu banca, dar această marjă fixă se mai adaugă și indicii de referință în funcție de politice fiecare instituții de credit. Și în media, și o să mai auziți discutând și o să vă specializați în acest indici de referință, cei mai cunoscuți sunt roborul, euriborul și liborul. Câteva cuvinte, roborul este rata media dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară, euriborul este rata dobânzii, e vorba piața interbancară a României, roborul. Euriborul este rata dobânzii la care băncile europene se împrumută între ele în euro, deci pe piața europeană, în eurosistem, iar liborul este la fel rata dobânzii la care băncile se împrumută între ele pe piața londoneză. Dar atenție! Se calculează că media aritmetică a ratelor de dobândă practicate de principalele bănci pentru diverse valute pe piața libor, pe piața din Londra, aceste valute fiind lire sterline, euro, dolari, franci elvețieni și yen japonezi. Acești indici de referință se calculează numai pentru dobânda nominală variabilă. Dar atenție, băncile, și dumneavoastră o să vă specializați în aceste lucruri, se cam feresc să dea credite cu dobândă fixă. Le convine de minune să dea credite cu dobândă variabilă, pentru că întotdeauna o să vedeți că își trag spuza pe turta lor și ecartul este destul de mare între dobânda pasivă pe care o plătesc clienților și dobânda activă pe care și-o însușesc de la diversi clienți. Iată, vă reamintesc și nu insist prea mult asupra formulei de calcul a dobânzii, pentru că deja pe platforma online deja am făcut anumite aplicații. Deci dobânda fixă se calculează, e vorba de dobânda nominală fixă, se calculează ca raport între capitalul împrumutat, perioada de timp și rata dobânzii. Numitorul fix e 360, e 100 pentru că e procentual, 360 numitorul este numărul de dobânzi în funcție de numărul de zile, poate să fie și 365 sau 366, dar de regulă prin programe informatice s-a stabilit 360. Unele bănci calculează chiar cu 365 de zile pe fiecare zi lucrătoare. Dobânda compusă este ceea ce se practică și ceea ce s-a mai discutat și băncile o practică când calculează dobândă la dobândă, atunci când admiți antreprenori nu au posibilitatea să-și achite creditul și atunci dobânda se introduce în principal, în capitalul care mai rămâne de rambursat la bancă și de fapt plătește și săracul antreprenor zice, de ce se adună atâtea dobândă?
Pentru că așa fac băncile și așa sunt legile activității bancare și trebuie respectat. Ai semnat un contract de credit, ți l-a dat bancherul să-l citești de două ori, să-l semnești și ai fost foarte bucuros când ai luat creditul, trebuie să joci pe piața afacerilor bancare în condițiile în care ai fost de acord. Tehnica privind evidența creditelor de consum, iată o aplicație rezolvată. Să vedem cum se reflectă banii în conturi bancare. În urma analizei de credit și a aprobării dosarului de credit depus de o persoană fizică, o bancă comercială acordă acestea în contul curent pe o perioadă de 3 luni un credit de nevoi personale în valoare de 30.000 de lei cu o rată nominală a dobânzii de 12% pe an. Creditul este rambursat în tranșe egale lunare, rate de credit, împreună cu rambursarea ratei lunare, se achită și dobândă aferent. E foarte simplu, trebuie văzut care este tehnica de înregistrare în contul de bilanț a operațiunilor de creditare după prima lună de la acordarea creditului. Avem creditul, suma 30.000, avem perioada, avem dobânda. Formula contabilă ați văzut-o, deci e simplu, trebuie să calculăm dobânda pentru 30 de zile sau pentru 31 de zile cât e luna respectivă și după aceea se diminuează în funcție de cum achiți ratele respective, fiind în tranșe egale, se achită câte 10.000 de lei pe fiecare lună. Deci este foarte important să facem scadențarul, graficul de rambursare. Iată cum arată. Deci în prima lună, pe 1 aprilie, ați primit 30.000 de lei sau dumneavoastră ați dat în calitate de bancher 30.000 de lei unei persoane fizice. Am calculat valoarea dobânzii în prima lună este de 250 de lei. Rata creditului după ce expiră perioada de acordare a creditului luna aprilie, achiți 10.000 de lei plus 250 de lei, deci în luna următoare, în mai, creditul pe care mai de achitat este de 20.000 de lei, iar în iunie mai rămâne 10.000 de lei. E foarte simplu, acest grafic de rambursare sau scadențarul este trecut în contractul de credit. De asta e foarte important să observați și să citiți foarte bine clauzele contractuale, pentru că se schimbă dobânda de la lună la lună. Și dacă de la am luat ipotetic, poate este în perioada asta o dobândă mai mică cu care acordă băncile, poate să fie un 7%, poate să fie un 9%, dar poate peste două luni de zile poate să fie 17%, sau dacă vedeți un credit la o descurcare de card, s-ar putea să fiți uimiți să vedeți cum creditul dumneavoastră pe care l-a luat printr-o descoperire de casă să fie de 22%. Și atunci nu o să mai apucați, mai ales că nu o să mai aveți veniturile alea pe care l-ați avut până acum, să achitați în veci acel credit dacă nu vă țineți de acest cadențar. Deci tehnica privind evidența creditelor de consum este foarte simplă. Am apelat la dumneavoastră să revedeți notițele de curs privind bazele contabilității. V-am spus la începutul cursului de tehnici și operațiuni bancare că această disciplină pe care o să o facem împreună și sper să vă placă ca și mod de viață, nu neapărat ca și specialiști ce veți fi în anumite instituții financiare. Această tehnică se bazează pe multe cunoștințe interdisciplinare și bineînțeles că pe foarte mult studiu se bazează. De aceea eu vă rog din nou să intrați pe site-ul băncilor, să intrați pe site-ul www.ghiseobancar.ro, să intrați pe site-ul Băncii Naționale României www.bnr.ro, unde găsiți o serie de date despre modul cum se procedează în oferta de produse servicii bancare. Dar, atenție, trebuie să vedeți notițele de contabilitate financiară ca să știți să citiți o balanță de verificare atunci când vă prezintă această balanță clientul și dumneavoastră trebuie să înregistrați indicatorii economico-financiari, să vedeți bonitatea clientului. Aici e mai simplu pentru clienți, persoane fizice, această aplicație, dacă știți puțină contabilitate, este oferită prin programul IT al băncii, doar că trebuie să introduceți banii în contul care
E un cont de activ ca orice cont care reflectă produsele și să evidențiați banii în 20.311 credite de consum pentru nevoi personale, iată 30.000 de lei pe care i-a primit persoana respectivă, banii se reflectă, i-ați introdus în contul curent în 2511 și o să mai discutăm despre aceste conturi curente. Contul curent 2511 are calitatea că este de pasiv, începe funcțiunea prin a se credita la bănci. Vedeți, diferă de conturile de mijloace pe care dumneavoastră le știți de la contabilitatea generală, așa cum v-am spus, și planul de conturi diferă de planul de conturi de la instituțiile financiare, la instituțiile de bancare, sunt conturi speciale. Deci primești banii ca și persoană fizică în 2511 și după aceea folosești acest 30.000 de lei. Am recomandat întotdeauna persoana fizică care solicită banii, 30.000 e o sumă, să nu-i bage pe toți într-o mașină sau să-i... Mai bine să-și ia lucrurile de care are nevoie, pentru că atunci când ai băgat 30.000 într-o mașină și mai ai și niște copii de crescut, e ca o piatră de moară. Mai bine stai și bagi cei 30.000 în lucrurile de larg consum de care ai nevoie pentru familie și mai târziu, când vei avea venituri mai mari, poți să permiți și o mașină. Mulți fac această greșeală. Deci se înregistrează dobânda aferentă primei luni, 20.371 creanțe atașate, cu 250 de lei, ați văzut din scadențar că este 250 de lei valoarea dobânzii calculată la prima lună și bineînțeles că după prima lună se înregistrează încasarea ratei creditului și dobânda conform scadențarului, banca îți debitează direct, nici nu te mai întreabă cu contul curent. Dacă nu ai bani în cont, în contul curent și nu are de unde să-și ia cei 10.250 de lei, atunci banca începe să calculeze dobânzi penalizatoare și, atenție, sunt 10.000 de cazuri în justiție pentru că băncile au dat credite de consum cu buletinul, cum se zice, fără să calculeze acel scoring la persoane fizice foarte atent și sunt foarte multe cazuri în justiție, foarte mulți clienți, persoane fizice, nu pot să-și achite datoriile. Bineînțeles că e și partea cealaltă, că au fost în credite, în contracte de credit la persoane fizice și multe clauze abuzive introduse, dar asta e altă discuție și o să o discutăm la cercul pe care sper să-l mai facem pe viitor, de educație financiară și, de ce nu, pe platforma online pe care o avem în plină desfășurare cu dumneavoastră. Spuneam că atunci când un client este solicită o sumă destul de mare sau clientul este persoană juridică, banca trebuie să fie mult mai atent la modul de acordare a creditului, dar din punctul meu de vedere trebuie să fie la fel de atentă banca atât la acordarea creditelor persoanelor fizice, persoane juridice, cât mai ales și la persoane fizice. Și eu de fiecare dată solicitam la persoane fizice să vină cu un girant, să vină cu un coplătitor, dacă dorește să ia un credit, indiferent de ce sumă ar fi fost ea. Deci garantarea creditelor acordate este delimitată în timp din momentul acordării creditului și momentul restituirii integrale acestuia, inclusiv a prețului acestuia convenit prin contract, dobândă, comisioane și speze bancare. Deci valoarea garanțiilor asiguratorii acceptate de bancă va fi în toate cazurile cel puțin egală cu datoria cea mai mare a debitorului formată din creditul aprobat plus dobânda pe întreaga perioadă de acordare a creditului. Am spus mai înainte că o să revin și să discutăm mai pe larg despre garantarea creditului, să discutăm mai pe larg despre garanțiile asiguratorii pe care le aduc persoanele fizice și juridice la bancă atunci când solicită un credit și o să vorbim mai pe larg despre garanțiile reale și de ce nu pe viitor o să discutăm și despre garanțiile personale.
Deci garanțiile de orice fel ale persoanelor juridice sau ale persoanelor fizice se pot constitui atât în situația când bunurile se află în proprietatea lor, cât și în cazurile în care acestea se află în proprietatea altor persoane, dar care garantează în favoarea împrumutatului. Sunt acele persoane numite coplătitori sau giranți. Creditul acordat clientului este însoțit fie de garanții de drept comun personale, fie de gestiunea, asigurarea, avalul, fie de garanții reale, gajul, ipoteca, gajul cu deposedare și fără deposedare, ipoteca pentru persoanele care aduc drept garanții băncii imobile, fie de garanții speciale, cum sunt girul cambiei, biletul la ordin și girul cecului. Deci garanțiile reale. În activitatea de creditare, garanțiile reale sunt acele garanții care constau în afectarea specială a unor bunuri individualizate pentru garantarea creditului și sunt formate din ipoteci și gajuri. Ipoteca este o garanție imobiliară care nu comportă deposedarea celui ce o constituie de bunul adus în garanție. Obiectul al ipotecii îl constituie bunurile imobile, respectiv clădirile de orice fel și terenurile. Ipoteca practicată de bancă în relație sale cu clienții este o ipotecă convențională, întrucât are la bază înțelegerea intervenită între bancă și constituitorul ipotecii, care poate fi dobitorul său sau o altă persoană fizică sau juridică numită girant. Tot ceea ce vă spun acum și tot ceea ce vă voi spune în continuare se bazează pe cunoștințele dumneavoastră juridice. Sunt convins că ați făcut undeva prin anul întâi ceva drept, dar e bine să vă uitați peste dreptul civil în continuare dacă doriți să vedeți dreptul civil actualizat prin legea respectivă sau să consultați un jurist dacă doriți să dezvoltați o activitate antreprenorială sau doriți într-adevăr să, în calitate de student, să vedeți foarte multe nuanțe în ceea ce privește garanțiile asiguratorii aduse de către clienți băncilor. Deci obiectul ipotecii îl constituie, așa cum spuneam, numai imobilizările corporale, mijloacele fixe, cum știți dumneavoastră, din alte surse. În situația în care bunurile imobile, obiect al ipotecii, se află în proprietatea indivisă a mai multor persoane, soț, soție, moștenitori, acestea se ipotechează numai cu acordul tuturor coproprietarilor. Deci, cu alte cuvinte, dacă un soț dorește să ipotecheze casa, să-și dezvolte afacerea, nu poate dacă soția nu este de acord. Deci trebuie să meargă amândoi de mână la notariat când semnează contractul de ipotecă și împreună să semneze acel contract și din momentul respectiv casa respectivă este într-un anumit risc, pentru că dacă afacerea soțului nu merge cum trebuie, riscă cei doi să-și vândă casa și să-și achite datorile către bancă. A dat acest exemplu că, îmi pare rău să spun treaba asta, dar o să asistăm probabil în următoarea perioadă la multe lucruri de genul acesta dacă nu se iau niște hotărâri foarte serioase în ceea ce privește această lege a datoriilor la plată, dacă nu se iau o serie, trebuie să iau o serie de măsuri în ceea ce privește debitorii actuali ai băncii, debitori care sunt, nu toți debitorii, că așa sunt cu miile, debitorii care au fost închiși, antreprenorii care și-au închis afacerea datorită hotărârii statului când s-a dat această ordonanță de urgență. Deci bunul ipotecat se ia în calculul garanției creditului în funcție de valoarea înscrisă la organele financiare pentru imobile aparținând persoanelor fizice sau în funcție de valoarea de înregistrare în evidența contabilă pentru imobile aparținând persoanelor juridice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte multe bunuri, case, apartamente, dar în special case bătrânești, sunt ținute la primărie cu anumită valoare ca să nu plătească omul un impozit mai mare pe clădiri. Dar dorește că această casă care are zonă centrală în Târgu Jiu, să zicem așa, să fie pusă drept valoare la bancă pentru a asigura un credit, să zicem la suma de 100.000 de lei. În cazul ăsta
se apelează la o firmă de evaluare sau la un evaluator, o persoană autorizată, un evaluator tehnic, agreat, persoana respectivă trebuie să fie agreată de bancă, pentru că mai există și acest păcat la anumiți clienți ai băncii, prin care fac o anumită înțelegere cu societatea respectivă și în măsura în care doresc să-și vândă clădirea și nu reușesc. Iau un credit la o bancă, au pus mâna pe bani și pe mă lasă clădirea în favoarea băncii ca să o vândă banca. Nici o bancă nu și-a propus să pună mâna pe imobilele sau pe bunurile persoanelor fizice sau juridice. Băncile au o singură menire și menirea lor este să mobilizeze disponibilitățile bănești din economie de la persoanele care au acești bani și să le pună la dispoziția altor persoane care știu să-și dezvolte afaceri antreprenoriale.